În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine vrea să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor. Iubiți credincioși, ne apropiem așa încet, încet către praznicul cel mare al Învierii Domnului, dar cu atât mai mult ne depărtăm de începutul postului și Sfinții Părinți au pretenția de la noi de acum înainte să intrăm în anumite subtilități ale unui nou mod de viață. Și iată ce ne spun Sfinții Părinți despre acest mod de viață al celui care vrea să postească, al celui care vrea să fie aproape de împărăția cerurilor. Urmează o pericopă tulburătoare, un răspuns asemenea întrebării, un răspuns pe măsura unei întrebări foarte dure, într-o vreme în care noi credeam că deja ne apropiem de lucruri subtile. Se spune că odată Mântuitorul, înconjurat fiind de apostoli, apropiat fiind de praznicul cel mare al Paștilor, le-a spus, iată, vom merge în Ierusalim. Era pentru ultima dată când va veni în Ierusalim Mântuitorul și spunea despre acest lucru. Spunea că va merge în Ierusalim și duminica viitoare chiar îl vom vedea din partea cealaltă a cetății, din interiorul Ierusalimului, când va veni și va fi întâmpinat de prunci și de cei care țineau stâlpări de finic și cântau Osana fiului David, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Despre acest drum la Ierusalim, Mântuitorul ne spune astăzi că va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și va fi bătut, va fi scuipat, va fi răstignit și va fi omorât, dar a treia zi va învia. Și erau toți apostolii atenți la ceea ce a spus Mântuitorul, dar doi dintre ei, fiii lui Zebedeu, Iacov și Ioan, s-au apropiat de Iisus și au spus, Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Mântuitorul a spus, ce voiți să vă fac? Și ei au spus, să fim unul de-a stânga ta și altul de-a dreapta ta în împărăția ta. Sfântul Apostol Matei ne spune că această cerere ar fi formulat-o și ar fi adus-o în fața Mântuitorului mama celor doi, dar iată că Sfântul Evanghelist Marcu și Sfinții Părinți au lăsat să se citească din Sfântul Evanghelist Marcu tocmai pentru acest lucru, că ei au cerut să stea de-a stânga și de-a dreapta și Mântuitorul le-a răspuns cu blândețe, nu știți ce cereți. Puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Puteți să beți paharul pe care eu îl voi bea? Și au spus, da, adevărat vă spun vouă, paharul pe care eu voi bea și botezul cu care eu mă voi boteza, vă veți boteza. Dar a sta de-a stânga și de-a dreapta mea nu este dat mie să spun decât celor care au fost rânduiți pentru asta. Și bineînțeles că s-a iscat o zâzanie, o ceartă între apostoli, dar Mântuitorul i-a temperat zicând, știți că mai mari lumii stăpânesc și cei mai puternici stăpânesc lumea, dar la voi nu vreau să fie așa, ci cel care voiește să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor. Iubiți credincioși, iată că și în noi stăruie întrebarea. Ce i-o fi făcut pe apostoli să ceară așa ceva? Ce i-a fi făcut pe apostoli să îi solicite Mântuitorului niște funcții până la urmă? Că dacă au auzit că va fi intrat în Ierusalim, că va fi dat în mâinile păcătoșilor, că va fi omorât, că va fi scuipat, că va fi răstignit și va fi omorât până la urmă, dar a treia zi va învia, nu putem să ne gândim decât la faptul că n-au fost prea atenți la ceea ce a zis Mântuitorul. Și eu tocmai despre acest lucru vreau să vă vorbesc astăzi. Suntem foarte superficiali în ceea ce ne spune Dumnezeu, în ceea ce ne spun cei de lângă noi și ni se pare nouă la un moment dat că am înțeles.
și n-am înțeles pe deplin. Anume, atunci când cineva te trimite să faci vreo treabă, bineînțeles că te gândești în primul rând de ce te-a pus pe tine să o faci, de vreme ce tu știi că nu ești cel mai mic de lângă el. Și dacă te-a pus șeful să faci ceva, bineînțeles, dar nu te supăra, dar mai era după mine fișa postului al lui X, care cuprinde și lucrarea asta. Cam așa aș vrea eu să vă traduc astăzi, în câteva cuvinte, ce s-a întâmplat cu Sfinții Apostoli. Adică să nu credeți că noi suntem departe de ceea ce au făcut apostolii. Să nu aruncăm acum primii cu pietre, pentru că nu suntem fără de păcat. Noi, de exemplu, acum care ne-am îndelegit cu postul după la începutul său, de la sfârșitul lui februarie, când am început întâi fără carne, după aia și fără brânză și mai departe, dacă cineva vine la noi în față și ne ia loc în fața duhovnicului, hop, așa, pune mâna pe ceafa lui. Băi, nene, stai așa puțin, măi, cum eu iei înainte? Păi ție ți se pare că eu am început postul degeaba? Păi tu crezi că eu l-am așteptat aici pe părintele de nu știu când ca să mi-o uit înainte? Păi nu facem așa? Facem așa, fraților. Vă spun că viața este lungă și o să vă dați seama că lucrurile cam așa stau. Așa stau și în alte domenii. Exact cum am spus, vine șeful și zice, fă-o pe aia. Și păi stai, nu te supăra. Eu am preluat ordinul ăsta și îl dau mai departe. Să spun și eu celui de sub mine. Cum zicea și recunoștea sutașul, și eu am oameni sub mine și spun acestuia să se ducă, să duce, celui lasă vine și vine. Va să zic că orice om întotdeauna se plasează la mijloc și se uită, sus are șeful și jos are subalternul. Nu există om care să nu aibă deasupra lui un șef și sub el un subaltern. Nici cel care se crede că este foarte sus nu este singur și poate să uite în cer și să vadă șeful lui adevărat, și nici cel care se consideră cel mai mic dintre oameni nu are posibilitatea să spună, da, eu sunt ultimul și cu mine să încheie, eu trebuie să închei tot. Nu. Fiecare dintre noi își are pe cineva deasupra și pe cineva jos. Bineînțeles, acum că fiecare își scotocește fișa postului și o să zică, a, nu e adevărat, părinte, ce estimata. Ce estimata. Păi da, eu comand, eu execut. Nu e așa, fraților. Și dacă mai avem o mamă, să știți că foarte multe dintre ale noastre le preia mama. Și dacă mai avem un tată, și dacă mai avem un prieten, și dacă îl avem pe Hristos în primul rând, să știți că El este și sus, este și jos. El preia poruncile noastre atunci când ne uităm în jos și face în locul nostru foarte multe lucruri. Să nu credem că nu avem sub noi pe nimeni. Dar astăzi Mântuitorul ne raportează la un alt fel de a privi lucrurile. Și anume, dacă vrem să fim mai marele tuturor, să fim slujitorul. Ei, aici e foarte grozavă situația. Deja intrăm în filozofie și acest lucru în general îl spun cei care vorbesc frumos. Dar nu e așa. Trebuie să facem mai întâi ca să putem să vorbim și celorlalți despre aceste lucruri. Eu nu aș putea să vă vorbesc că am făcut vreodată vreun gest să mă dea la o parte să treacă altul prin față. Dar mă străduiesc ca de acum înainte, nu de mâine, ci de astăzi, să fac acest lucru și vreau să-l facem împreună. Și anume să înțelegem că în lumea aceasta superficială, în care nouă ni se pare că celălalt s-a uitat urât la noi, ni se pare că celălalt s-a răstit la noi, ni se pare că celălalt ne-a spus să facem un lucru pe care el însuși nu l-a făcut și trebuie să-l facem noi, într-o lume care se învârte așa cu viteza luminii, suntem superficiali, vă spun din nou. Și anume, de exemplu, exemplul nostru e pe lângă noi. Dacă nici soția să facem ceva, bineînțeles că noi ne gândim, bă, dar lucrul ăsta nu putea să-l facă până la ora asta când am venit eu acasă. Începem să spunem, bă, dar eu n-am și eu copii. Acest lucru trebuie imediat să ne aducă pe poziția inițială, să ne spună, măi tată, dacă vrei într-adevăr să fii cel din capul mesei, trebuie să știi că măcar trebuie să participi la așezarea mesei. De ce? Ca să poți să te bucuri. Că altfel sunt foarte mulți care stau pur și simplu la masă, sunt serviți de ceilalți, dar nu au nicio bucurie.
De exemplu, pentru mine personal, acum vă raportați dumneavoastră să vedeți dacă puteți să faceți lucrul acesta, dacă m-ar invita cineva negreșit și neapărat la o masă să stau pur și simplu să mi se așeze în față, nu m-aș simți la fel de bine cum m-aș simți dacă cineva m-ar invita să dăm întâi cu vopsea pe un gard și după aia așezarea la masă să fie așa ca o încheiere a respectivei activități. Sau pur și simplu să mă scoat afară să facem un grătar ca la sfârșit să ne bucurăm de ceea ce am făcut. Pentru că trebuie îmbinate lucrurile. Dacă nu slujești înainte de a fi slujit, nu ai cum să primești bucuria. Cum după mine, dacă n-ai postit în postul mare, nu poate să vină acum bucuria cu mierul sau bucuria de duminica viitoare cu peștele, pentru că e un lucru pe care nu ți l-ai antrenat ca să-l primești. Bună oară mă întreba cineva, zice, părinte, să nu uit, nu știu, care duminica aia bre când se mănâncă pește? Zic, auzi, dama ta care nu ai ținut post niciodată în viață, de ce te interesează? Păi zic că e bine să mănânc atunci pește. Adică te abții de la carne ca să mănânci pește de flori și de bunavestire. E cam așa se pune problema și cu punctul de vedere pe care astăzi Mântuitorul ne-l așează în față. Și anume, ne învață un mod de viață. Și vă spun ceva dintr-o observație a unui cercetător care avea în față o furnică și îi crease în laborator așa de multe posibilități de a se manifesta aceasta, încât avea de toate. Și la un moment dat a observat că furnica a luat un pai cu o lungime mai mare de vreo 6-7 ori decât propriul ei corp și s-a chinuit biata furnică să traverseze un capăt al laboratorului până în celălalt. Dar pe la mijlocul lui așezase cercetătorul o prăpastie, o prăpastie pe care n-avea cum să o treacă biata furnicuță. Și s-a întors, s-a uitat, s-a dus și până la urmă a luat povara pe care o avea și a așezat-o și a unit cele două maluri ale prăpastiei și a trecut în partea cealaltă. După care, cu o strădanie deosebită, a luat asupra ei povara din nou și și-a dus-o până unde trebuia să-și o așeze. Trebuia să-și facă ea un cuib pentru viitorii puișori a ei. Iubiți credincioși, asta este lecția vieții noastre. Dacă vrem într-adevăr să mergem mai departe, trebuie să folosim povara ca pe un instrument de ieșire din situație. Să folosim ceea ce credeam noi că ne strivește, ceea ce credeam noi că nu putem duce, până la a descoperi că acest lucru, această povară, este de fapt singura noastră scăpare de a trece după un mal pe celălalt și să ajungem să ne împlinim ceea ce ne-am pus în gând. Iubiți credincioși, să știți că nimeni nu este scutit de anumite gânduri. Și săptămâna aceasta, ca duhovnic, am avut foarte, foarte multe lucruri cu care am stat de vorbă și încărcătura este deosebită la un moment dat. Și aseară când mă pregăteam de slujbă, chiar m-au năpădit niște gânduri și trebuie să mă spovedesc. Niște gânduri foarte dure, spălând atâta și atâta mulțime de situații și învățându-i pe alții cum să facă, bineînțeles că diavolul îți întinde și ție câte o capcană. Și cazi așa într-un soi de depresie, dar nu de asta psihiatrică, într-un soi de gânduri, domne, ce faci? Te uiți la agendă, nu mai e ce să mai faci, să mai chem pe alții să mai stai de vorbă cu ei, știi că mai sunt vreo câteva sute care așteaptă de la tine să dilați timpul, să faci minuni și să stai de vorbă și cu ei, și la un moment dat așa cazi pe gânduri, bă, dar eu îi face bine sau nu îi face bine? Și așa, gândindu-mă, m-am așezat în partea cealaltă de scaunul spovedaniei și m-am gândit, dar dacă ar veni la mine unul ca mine? Și atunci să știți că imediat m-am luminat. Pentru că nu mai eram eu cel în cauză, ci era celălalt. Și pe celălalt să știți că l-am văzut foarte bine și am zis, dar era normal să se întâmple așa. Dar era normal să se întâmple și mai rău. Puteai chiar să o iei și pe câmpie la presiunea pe care o ai deasupra. Și din acel moment n-am mai simțit presiunea. Sincer vă spun că
că am constatat că remediul este acela de a constata și de a te încredința că ceea ce ți se întâmplă este normal. Adică o luăm de la capăt. Dacă șeful vine și spune, bă, fă aia, e normal. Bă, poate că sub mine n-am mai văzut pe nimeni. Bă, poate îi place de mine, poate vrea ca lucrul ăla să fie făcut de mine. Poate că l-am mai făcut eu vreodată și i-a plăcut. De ce să vedem numai lucrul rău? De ce să nu vedem partea bună a lucrurilor? Și eu aseară m-am gândit, mă, da, înseamnă că e ceva de capul meu dacă îmi trec astfel de gânduri prin cap. Și am început deja să mă simt mai bine și am plecat de acasă dimineață cu așa o mare bucurie să vă spun că tot ceea ce ni se întâmplă este firesc. Și dacă le vedem așa, suntem ca furnicuța aceea care își ia povara mai mult decât poate cineva să-și închipuie că duce, dar aceea îi va fi salvarea. Povara noastră este salvarea noastră. Când va veni obstacolul cel mare, doar o așezăm peste prăpastie, trecem mai departe și să nu uităm povara acolo. O luăm după noi. După ce am trecut prăpastia aceea, o luăm după noi. Pentru că avem nevoie de povara aceea, pentru că acea povară este cheia pe care ne-a dat-o astăzi Mântuitorul spunând cine voiește să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor. Iubiți credincioși, ne vom retrage astăzi cu Sfinții Apostoli, împăcându-se cu cei doi care au cerut ceea ce nu era de cerut și îl vom auzi pe Mântuitorul că se apropie de cetatea Ierusalimului, unde va fi batjocorit, va fi scuipat, va fi bătut, va fi răstignit și va fi omorât, dar a treia zi va învia. Vedeți de câte ori este povara mai mare decât bucuria? Cam cum, cât de mare era povara furnicuței față de bucuria de a o folosi ca punte. Mântuitorul va să zică, va intra în Ierusalim, va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, va fi batjocorit, va fi biciuit, va fi răstignit și va muri. Ia uite, de 6 ori. Și odată, când va folosi ceea ce i s-a dat să tragă de 6 ori, va putea să treacă în partea cealaltă. Așa ne rugăm lui Bunul Dumnezeu ca povara pe care noi credem că o avem ca povară să ne așeze ca protecție și ca posibilitate de a trece dincolo. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.